La începutul acestei luni s-au desfășurat fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Cel mai bun rezultat obținut de școala gimnazială Oprea Iorgulescu este cel al elevului Darius Andrei Jipa. Micul fizician, calificat cu brio la această etapă găzduită de orașul Breaza în perioada 2-6 aprilie, a urcat pe podiumul de premiere. Am obținut medalia de bronz la Olimpiada Națională de Fizică de la Breaza. Aceasta s-a desfășurat în două probe, una practică și una teoretică, și m-am descurcat la amândouă. El a trebuit să parcurgă două probe, proba practică și proba teoretică, la care a obținut punctaje mari și de aceea a și obținut medalia de bronz. De fapt, el repetă succesul din anii anteriori, a mai obținut și medalie de argint în clasa a șasea și totul se datorează muncii pe care el a depus-o, susținerea familiei, pentru că dacă nu, un copil nu este susținut și de familie pentru obținerea unor performanțe, nu ajunge să le obțină. A muncit mult cu el și dorința lui de performanță, baza pe care o are la matematică, pentru că a avut de-a lungul anilor și rezultate la concursurile și olimpiadele de matematică, perseverența, munca individuală, foarte mult au contat în obținerea acestui rezultat. Eu sper ca în continuare, la liceul la care va merge, să fie susținut de profesori, să continue participarea la olimpiadele de fizică. A 10-a ediție a Olimpiadei Naționale de Religie s-a desfășurat în acest an în municipiul Iași, în perioada 12-14 aprilie. Deschiderea oficială a avut loc la ansamblul Mitropolitan din capitala Moldovei, iar oaspeții din întreaga țară au fost primiți de înalt preasfințitul părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Calificată la această fază a competiției, Anastasia Florea de la școala gimnazială Oprea Iorgulescu s-a clasat pe un onorabil loc 13 din 50 de participanți la categoria sa de concurs. Această competiție a testat, aș putea spune, nu numai cunoștințele din sfera teologică a elevilor, dar și aptitudinile lor literare. Ne bucurăm că spiritualitatea elevilor ocupă un loc important în viața lor creștină. A fost o experiență minunată și deosebită, pe care nu o voi uita. Mi-am făcut mulți prieteni, atât din județul meu cât și din celelalte județe, pentru că noi am comunicat între noi și am format o familie de creștini. Iașiul a fost un oraș foarte mare și mi-a plăcut foarte mult, am avut ce vedea. Am vizitat multe locuri interesante, un muzeu subteran, un muzeu de istorie, muzeu tehnic, catedrala, Maștele Sfintei Parascheva, la biserica, Mănăstirea Hadâmbu, Biserica Sfinții Trei Ierarhi, Mănăstirea Cetățuia și multe altele. Mi-a plăcut foarte mult. Subiectele au fost cât de cât bune, am știut să scriu. Mi-a dat la primul subiect despre pilda talanților și exerciții despre fragmentul pe care mi l-a dat. La subiectul al doilea a fost despre pronia dumnezeiască și despre crearea lumii. Și la ultimul subiect să scriu despre Sfânta Rugăciune. Și am știut să scriu la toate și m-am descurcat cât de cât bine. Chiar dacă elevii și-au sacrificat vacanța de primăvară, aceștia au rămas cu amintiri frumoase din locurile pe care le-au vizitat, dar cel mai important este faptul că au acumulat noi experiențe.